Basarabeanul Dmitrii Voloșin a obținut o nouă performanță. El a ajuns al doilea la linia de finish în cadrul maratonului de la Polul Nord. El a alergat 5 ore, 3 minute și 26 de secunde, scrie chiar Dmitrii pe pagina sa de Facebook. Primul care a terminat cursa a fost un alergător din Grecia. La maraton au participat 60 de sportivi, concurenții au alergat în condiții de ger extrem, temperatura fiind de minus 30 de grade Celsius. Dmitrii Voloșin a participat și la ultramaratonul din Africa de Sud din 2016. El a parcurs atunci o distanță de 89 de kilometri.